faptul că, în ideea că fiecare candidat la prezidențiale vine și cu o propunere de premier, că s-ar putea ca doamna Udrea să vă propună pe dumneavoastră de premier în condițiile în care ar ajunge președinte, agreați o astfel de variantă? Doamnă, vă previn, am o nepoțică și încă doi nepoței vin. Asta înseamnă că? Că am treabă. O să mă ocup de partid, să-i ajut la partid, dar asta e o treabă pentru alții, funcția de prim-ministru, chiar dacă, vă repet, aș fi cel mai bun prim-ministru pe care îl poate da clasa politică. V-am mai spus lucrul ăsta chiar la dumneavoastră, dacă nu mă înșel. Știu foarte bine țara asta, îi știu foarte bine problemele economice și pârghiile pe care trebuie apăsat ori s-o scos din criză, ori s-o relansez economic, dar poate că a trecut vremea mea pentru astfel de funcții. Deci, obiectivul meu nu este să devin prim-ministru. Va trebui cel care câștigă alegerile prezidențiale să-și găsească un prim-ministru capabil să înțeleagă care sunt prioritățile țării și ce trebuie făcut ca acele priorități să fie atinse. Vă pot spune că în toate studiourile văd foarte mulți domni economiști, cu titluri mari, profesor, doctor, doctor, și mai doctor decât doctor, doctor, doctor și mai și de doctor în economie. Să nu se supere că nu vreau să-i jignesc, dar acești oameni habar n-au, mulți dintre ei, și vorbesc fără să înțeleagă în intimitatea ei situația României. I-am văzut, ba că măsura asta nu-i bună, ba că asta e și mai bună, ba că nu trebuia făcut așa, dar mulți dintre ei au fost în guvern, n-au făcut nimic. N-au făcut nimic. Mulți dintre cei pe care îi chemați în studiouri și plesnește economia din ei. E economia din cărți. Și eu sunt de acord că trebuie să citești mult în acest domeniu. Dar ca să aplici ce ai citit, trebuie să știi foarte bine economia României și ce se întâmplă. Și trebuie să o fi văzut, să vizualizezi când spui introduc taxă pe stâlp, să înțelegi ce se întâmplă. Când spui măresc acciza la combustibil, să înțelegi ce se întâmplă. Când spui nu mă mai pot împrumuta pentru că dobânzile sunt foarte mari și pot primi numai credite pe o lună până la maxim 3 luni cu 8% dobândă, să știi ce ai de făcut dacă de pe piață nu te mai poți împrumuta. Am văzut atâtea povești, ce vă pot spune eu însă este un regret enorm pentru 2010, pentru măsurile care au fost luate și care au făcut populația să sufere, dar în același timp vă spun că am satisfacția că s-au luat măsurile corecte pentru ieșirea rapidă din criză. Multe alte țări se zbat și acum în criză pentru că au luat măsuri de-astea recomandate de diversi pe aici, prin studiouri.